căldura sufocantă în a doua parte a săptămânii. În locul caniculei vin ploile, însă, care vor traversa și majoritatea zonelor și vor răcori atmosfera. Temperaturile vor fi mai mici, cu peste 10 grade Celsius, inclusiv în capitală. Primim toate detaliile de la Elena Matescu, director general ANM. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Bun găsit! Ce zone sunt vizate de ploi? Cea mai mare parte a țării, începând chiar din această după-amiază, în mod deosebit zonele montane, apoi în partea de centru, vest, sud-vest a țării, acolo unde cantitățile de precipitații pot depăși 15-25 de litri pe metru pătrat, vor fi posibile și căderi de crinină. Mai rămânem pe un fond de vreme caldă astăzi, pentru că în partea de sud-sud-est, mai ales, temperaturile se vor apropia și vor depăși ușor 35 de grade. Astăzi încă în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben pentru caniculă, însă de mâine, cum anunțam și în intervențiile anterioare, o vreme în general instabilă se va răcori chiar și în partea de sud-est a țării, astfel încât temperaturile la scara întregii țări să se situeze între 22 până la cel mult 28-29 de grade, inclusiv în capitală o maximă în jurul la 27 de grade. Și odată cu răcorirea vremii, vorbim și de fenomenele de instabilitate în extindere în cea mai mare parte a țării. Vorbim de averse torențiale însoțite de intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, căderi de grindină și cantități de apă, așa cum menționam, care la nivel local pot depăși 25-30 de litri pe metru pătrat, izolat peste 40 de litri pe metru pătrat. Va ploua și pe litoral? Va mai fi vreme de plajă? Va mai fi vreme de plajă, pentru că până la urmă vorbim de intervale scurte în care să consemnăm aceste averse cu caracter torențial și vremea, chiar dacă va fi în răcorire, 25 de grade, în zona litoralului reprezintă o vreme în general frumoasă. Vă mulțumesc foarte mult, Elena Matescu, director general ANM.